După perioada de pregătire din localitate, antrenorul Tudor Costescu a programat ieri un joc de verificare cu SCM Craiova, însă nu s-a ținut scorul cum ar fi fost normal. Costescu a declarat de altfel că ar dori să-și vadă jucătorii într-un meci fără vreo miză anume. Ne-am avut pe echipa din Craiova ca partener de antrenament. Nu pot să spun că am spus că n-am ținut scorul, n-am ținut nici pe nașca, nici pe timp. A fost mai puțin important rezultatul și doar primul contact al jucătorilor noi cu un adversar nou. Barak, Jenny, Jones și Albianici sunt cei patru jucători achiziționați pe care antrenorul Costescu i-a văzut pentru prima oară într-un joc. Acesta consideră că transferurile sunt reușite într-o proporție destul de mare. Mare parte da. Tocmai de aia am și programat aceste confruntări. Fără miza scorului, să vedem cum se manifestă jucătorii nou aduși. Următoarele meciuri amicale au loc tot la Sala Sporturilor, sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 12 cu Energia Rovinari.